Și să facă româncele cu chinezii. Asta a vrut, Eu nici n-am cunoscut niciodată un chinez, ca să... Nici eu. Adică am cunoscut unul, dar n-am avut nicio treabă pe el. Mai bine, eu zic să n-am niciodată vreo treabă cu un chinez, adică știi, mai bine stăm fericite cu... Da, mamă, iar intrăm în discuții de alea, e ok. Ok, un show educativ, continuu. Un show educativ. Sunteți la Islam, un show educativ cu Mimi și Marilu. Bună, eu sunt Mimi și astăzi sunt aici cu o persoană pe care nu știu dacă o știți, dar dacă nu o știți o să vă las canalul în descriere și nu vă mai țin în suspans. Hei, ce faceți, Marilu? Și astăzi o să ne jucăm un joc pe care probabil că nu l-ați mai văzut înainte, pentru că originalitate. Așa, se numește Odious Censor și o să vi-l explic chiar acum. Eu, șefa. Șefa. Dar eu sunt asistentă azi. Asistentă? Da. Și eu sunt asistentă pentru cineva. O, asta a sunat fără de... Da, deci acum Mimi șefa va prezenta acest joc. Bun, deci o să împărțim aceste cartonașe în două părți. Nu te uita. Nu m-am uitat, am văzut. Nu mai grișa. Hai că iau asta, că dacă tot am văzut-o... Bun. Spre exemplu, chestia asta, da? Ăsta este un cartonaș. Pe care... Eu l-am improvizat pentru că nu am vrut să dau banii pe acest joc. Eu o să-mi pun ăsta pe frunte și Marilu o să trebuiască să-mi spună ce este acest cuvânt fără să folosească aceste cuvinte interzise. Faza e că jocul e în engleză, dar noi o să jucăm în română. Da, putem să ne mișcăm, nu? Da, putem să ne mișcăm. Bine. Deci dacă nu scrie să nu mimezi, gen... Nu scrie asta? Da, atunci poți face orice. Ferg? Da, frate! A, asta e tot cuvântul? A! Fund. Din fund iese ceva. Când nu te simți bine. Diare? Da. Asta era? Da. Ia, că asta era. Ia uite... Da, dar n-am folosit cuvintele. Nu, n-ai folosit cuvintele. Mamă, ce scârbos, dar oricum. Nu ai niște amintiri foarte amuzante când vine vorba de diaree? Sau sunt doar eu? Amuzante? Da. Adică știi când ai diaree și mereu ai poveste amuzantă să le zici prietenilor pentru că ai avut diaree? Nu cred că mi s-a întâmplat vreodată să fie amuzant ceva cu diareea. Oh, atunci sunt doar eu. Bine, continuăm. Mama, asta e super tare. Pum? Nu. Macho? Sunt aici cu băieții mei și mafie! Zic... Asta era. Doar mafie? Da. Când ești în pat cu iubitul tău. Se întâmplă des, așa. Și ajungeți în punctul culminant. El ajunge sau eu ajung undeva? Tu. Oh, cred că știu ce e! Ce e? Să mor dacă știu cum se traduce asta. Da, cred că e la fel și... Cum e squirt? Nu. Orgasm? Da, dar nu doar unul. Oh, mamă, la nivelul ăla! Da, trebuie să mă gândesc că am ajuns vreodată acolo ca să știu cum se cheamă. E multiplu orgasm? Da! Mamă! Oh! Asta. Mamă, deci e super funny cuvântul pe care n-am voie să ți-l zic la chestia asta. Așa. Mă rog, o să dezupă. Leșnat? Mai vreau un burger. Gras, obez. Ai. Obezitate? Da. Asta e. Și la cuvintele pe care n-am voie să le spun, el scrie US, deci e bine. US? Da, lol. Nu e ca și cum toți americanii ar fi grași. Nu, adică... Îmi vin numai de-astea ușoare. Ce la naiba, păi de-aia... Ce faci tu n-ai, Marilu? Demnitate. Ok, să vedem ce n-ai am. Nu știu, sensul umorului și... Țâțe! Ei, ia uite ce n-ai văzut! Și dacă nu mai asta, ce trebuie să faci? Aoleu, tot n-am văzut. Deci n-am țâțe. Trebuie să spui? Deci trebuie să-mi pun un sutien cu push-up. Nu. Trebuie să-mi pun... Trebuie să-mi iau un iubit bocat, care după aia mă va ajuta să îmi pun silicoane. Pentru că niciodată nu s-am bani de ele, nu? Da. Exact.
Silicone era. Mulțumesc faptul că ai punctat asta. Azi chiar am pus sutienul cu push-up, nu vede vreo diferență, nu? Trebuie să le schimb, trebuie să iau numai scump. Ce? Băi, deci, deci Mimi a făcut în așa fel încât eu să am cele mai cretine chestii. Nu știu exact care e cuvântul ăla, numai că având în vedere că m-am uitat la cuvintele care sunt interzise, mi-am dat seama. Deci, mamă, chiar creierul meu funcționează foarte mult astăzi. Să vedem. Trebuie să zic asta? Da! Sex oral? Nu, dacă era așa ușor, nu mai făceam asta. Să vedem. Este... Știi, e super ok, obișnuință, acceptabil. Ce e obișnuință în asta? Sunt obișnuită, adică nu că ești obișnuită, cât îți dezvolți un... gag reflex. Asta e, da. Oh, mamă, să fiești angajat și eu în puncte. Copiii chiar o să învețe ceva, nu? Nu e, da? Dacă, nu știu dacă știi cum e în Londra, dar știi ce era în Soho? Ai idee ce era în Soho? Un loc în care se duceau bărbații? Un loc... Am folosit loc, am pierdut un punct. E bordel, deja e prea trebuit. Căcat! Da, așa... Am folosit loc. Ai, frate, n-o să ghicești asta niciodată. Căcat, am ce iau altul, pentru că o să pierd. ok. Filme porno. Been there, done that, da. Cu fete cu ochii mici. Nu-mi plac alea. Nu-mi plac alea. Mie cum sunt fetele alea? Ce rasă sunt? Vorbim de porno cu asiatice? Da, dar dintr-o anumită parte. Cu porno cu chinezoaice? Nu. Celelalte? Porno cu Thailand. Celelalte? Nu, nu, stai că nu. Celelalte. Stai, trebuie să mă uit în istoricul meu. Să vedem, uit, văzut. Păi, am ratat ceva înseamnă, chiar nu... Deci, nu chinezoaice. Nu. Cumva, japonez. Da. N-aș pare unea. Așa. Nu era asta doar? Nu era doar asta. E un cuvânt care se folosește în filmele alea. Cumva... H? Începe cu H? Nu. Nu e hentai, hai frate. E ceva ce fac doar japonezii în filmele porno? Cred că în general japonezii, când vine foarte mult chestie pe... îi vine foarte multă chestie pe față. Uh-huh. Mama, asta doar japonezii fac? Nu cred. Japanese cum shot? Nu! Cine ar fi scris asta pe fai? Hai frate, deci are cuvântul... Bă, sincer să fiu, nici eu nu știu ce înseamnă cuvântul, dar mă iau din cuvintele interzise, gen, cred că asta înseamnă. Gangbang cu japonezii? Nu. Renunți? Da, o să renunț și după ce filmăm asta, chiar trebuie să fac un research. Da. Nu cred, știam! Frate, este bucache! Frate, este bucache! Cine nu știe de bucache, frate, în ziua de astăzi? Mimi! Pe bune! Ce e aia? Chiar vrei să spun? Adică știi, bucache e atunci când... Păi, cam atât a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut acest video, nu dați steguleți, nu faceți nimic, pentru că a fost foarte mișto jocul, recunoașteți treaba asta, chiar v-a plăcut și vouă, v-ați distrat. Sunt medium, știu ce e în capul vostru în momentul ăsta, sau nu știu. Dați un like acestui video. Sper dacă... să nu știi ce era mine în cap. Da! Dacă vreți să mă mai vedeți cu Marilu și să-mi spuneți în comentarii cât de mult ne urăți, pentru că acum suntem împreună într-un video, cât de mult v-ați dorit asta. Nu-i așa? O să fie cel mai hate-uit video din lume, probabil. Probabil, da? Dar e ok. Și... nu dați dislike-uri, frate. Marilu e o fată bună. Și eu la fel. Exact, suntem două fete bune care fac videouri educaționale și vă rugăm frumos, acceptați-ne de această societate. Mulțumim. A fost tot anunțul meu. Nu mi-e bune acum, adică, frate, e multă lume care ne și apreciază. Da. Și le mulțumim. Da. Lăsați energiile negative la o parte. Uite, am profițoasă dacă fac așa. Da, mă rog.
Și dați share pe Facebook dacă vreți să mai jucăm jocuri de genul. Pa! Pa! Oh,